Vremea emisiunii de vineri seară, fac precizarea că reacția domnului deputat a venit ca urmare a unei întrebări justificate, spun eu, pentru orice jurnalist, anume cum domnia sa a votat în Comisia de Statut acel proiect de lege care desfința pensiile speciale pentru parlamentari. Domnia sa a apelat la jigniri și cuvinte care nu pot fi permise într-o dezbatere publică. Menționez că, indiferent de misa imensă a campaniei electorale, în această emisiune nu va fi tolerat un limbaj care coboară sub acea limită a decenței și le mulțumesc și invitațiilor pentru înțelegere. Permiteți-mi să încep această emisiune cu ce s-a întâmplat la Țebea. Așadar, domnilor și domnilor, să vedem ce s-a întâmplat în acest weekend la Țebea. Traian Băsescu a dat mâna cu oamenii, a făcut poze și a gustat din bunătățile prezentate la târgul Cașcavelei de pe Valea Doftanei. Cu toate acestea, președintele a avut parte de reproșuri din partea oamenilor. Trăim bine, domnul președinte! Trăim? Ce vă rog eu să trăim? Aha, te-ai rugat destul, n-ai minții, gata! Să știți că mai sunt oameni care mai simt românește în România, să știți. Dumneavoastră nu cred că simțiți românește. Asta să nu spui, să nu spui asta, o spui la tine acasă. Hai să vezi ce spui, că ai făcut poze cu să trăiți bine. Dacă vă uitați la cât e venitul pe ora de lucru, se tară. Țebea, comemorarea lui Avram Iancu, liderul PSD Mircea John, a fost fluierat de susținătorii PRM. Unitate, demnitate, patriotism și credință în Dumnezeu. Vorbeam aici cu două doamne mai în vârstă și care mă întrebau din nou, domnule Joana, ce facem cu pensiile? Avem pensie de la CAP, avem pensie de urmași. Vorbeam aici de un lucru care este important. Toată lumea așteaptă răspunsuri la criză. Cei care vin să facă doar propaganda electorală, Avram este acolo, ne judecă și ne va pedepsi. O singură culoare și un singur simbol trebuie să ne țină împreună și acela este tricolorul sfânt al națiunii române. Apropo, amicul meu, Mircea Joana, tu când servești Sfântul Mircea? Pe 6 decembrie sărbătoare și vă invit pe toți. Mă înțeles spiritul de glumă cu caracter azliu, dar îi voi spune că nu va fi niciun tur 2, pentru că eu îi voi bate măr din turul 1. Aici se află neîndoielnic viitorul președinte al României. Iar Dumnezeu... Traian Băsescu a ajuns la Țebea printre ultimii. A făcut o baie de mulțime, dar nu a ținut niciun discurs. Gata, vă ajung imagine, lăsați-mă să respir puțin. Tot la Țebea, doamnelor și domnilor, s-a făcut o precizare în legătură cu unul dintre invitații noștri. Hai să vedem despre cine este vorba. A fost în anii precedenți aici voci puternice și serioase, cum este vocea fostului senator Adrian Păunescu, și aș vrea să-l salutăm chiar dacă azi nu este aici. Adrian Păunescu a fost și rămâne o voce a conștiinței naționale. Domnule Păunescu, de ce n-ați fost acolo? Eu am crezut că e necesar să începe un lucru și, în genere, constructorii participă la zidirea unor case, a unor împrejurări, la darea lor în folosință, ei merg sau nu merg. N-am simțit nevoia în acesta pentru că nu mai aveam niciun fel de relație oficială cu oamenii. Câștigasem alegerile în locul respectiv și conform legilor existente a mers în Senat pe locul pe care îl câștigasem eu, cel de pe locul 3. Așa că n-avea niciun sens să mă duc să le spun oamenilor, uite, eu am inventat în anii 70 sărbările de la Țebea, dar nu pot să fac nimic pentru din ce... Pentru asta le-ați inventat? Pentru ce am văzut în acest weekend? Nu a zis, nu. Nu stabilizi relațiile, așa e ca și când ați spune că
mă rog, am cunoscut pe fetița mea de 18 ani pentru că în copilărie am văzut o fată de 16 ani. Nu. Nu, întrebarea nu este tendențioasă. Nu, poate ar fi ocazia să le explicați oamenilor pentru ce ați inventat asta. Vă spun, nu știam că aveți timp. Eu vă spun pentru că e o chestie importantă. Am crezut totdeauna că unei generații, cum era generația tânără a anilor acelora, îi trebuie repere. Și atunci am regăsit drumul la Țebea, drumul la Alba Iulia, drumul la Putna, am regăsit drumul și către tânăra generație care avea nevoie de poezie mare și de istorie adevărată și încet, încet s-a bătătorit din nou un drum către Țebea. De-a lungul celor, iată, sunt 20 acum, de-a lungul celor 30 ceva de ani, sigur că oamenii au reînvățat că în acel loc s-a petrecut ceea ce s-a numit încoronarea lui Ferdinand, că în acele locuri a trăit și s-a răsculat Avramiancu și că la Baia de Criș a fost găsit mort într-o dimineață și că în acel mormânt este el, Avramiancu, și că e în locul acela gorunul lui Horea. Ceea ce mi-a dat temeiul ca poet tranzitiv, care are deși subiect, are și complement direct, să fac din Cenacul Flacăra un instrument de reîntoarcere la istoria națională. Bun, care ar fi pentru dumneavoastră, între pe ceilalți invitați, sau dacă, duminică, s-au regăsit acele lucruri pe care domnul Păunescu a vrut acolo să le impună la Țebea? Până, eu am văzut imaginile pe care dumneavoastră le-ați prezentat și la început am râs, după care am devenit trist. Pentru că a fost evenimentul acesta de la Țebea a fost confiscat într-o manieră grotescă de discursul electoral de cea mai joasă speță. Nici măcar de discursul electoral inteligent, nici măcar de discursul electoral luminat de un oarecare patriotism. Și de discursul electoral de cea mai joasă speță, de către, cel puțin din ce am văzut, doi candidați la președinție. L-am văzut și pe președinte, care a refuzat să vorbească, a preferat să rămână între oameni. Dar faptul că domnul Corneliu Vadim Tudor, la un moment dat și domnul Becali și domnul Gioană, care iată face parte din, parese din această triadă splendidă a politicii românești, au făcut ce au făcut și au vorbit cum au vorbit acolo, este, din punctul meu de vedere, ca român, rușinos. Eu asta resimt când văd asta. Rușinos. Toate aceste mici jocuri, când te afli în apropierea unui simbol național, tocmai în ziua în care îl sărbătorești. Și jocurile astea mici de scenă, cu glumițe de genul când e Sfântul Mircea, ăla vine și zice de 6 decembrie, adică vezi, Doamne, câștigă, ălaltul zice președintele aici, ălaltul din decor face un semn cu mâna, adică eu sunt. Lucrurile astea sunt, mai ales în contextul ăla. Ele sunt, cum să spun, de calitate îndoielnică oriunde s-ar petrece. Dar mai ales în contextul ăla sunt rușinoase și jignitoare. Domnule Diaconu. Din păcate, ce spune domnul Păunescu e fundamental. Geme țara de locuri cu semnificație fabuloasă pentru români, neasumate. Și din păcate, cele câteva care totuși s-au standardizat, s-au golit pur și simplu de conținut, de sens și au devenit, exact cum spune, niște serbări câmpenești pur și simplu, cu comici, cu cântăreți, cu haioși, cu lucruri de tipul ăsta, ceva animale probabil că erau prin jur, etc., etc. S-a golit pur și simplu. E o simplă serbare câmpenească când trebuia să fie, cum să spun eu, chiar un loc de pelerinaj, ca să spun așa, de e diferența între asumare și demonstrație. Până la urmă, tot e demonstrativ și neasumat. Asumat este în clipa în care te zguduie subiectul și te duci undeva în liniște să te reculegi, nu știu, la piciorul, la gorunul lui Horea sau la monumentul sau la mormântul lui Avramiancu. Dar nu să aștepți să vină camerele pe tine, să faci o demonstrație din asta, e jalnic. Din păcate e jalnic. Și nu e singurul întrebare extrem de pertinentă dacă ne întoarcem la realitate. Acest weekend a precedat o săptămână
în care guvernul își va asuma răspunderea pe un pachet care conține trei legi extrem de importante. Prima, salarizare. A doua, educație. Și le punctez doar pe acestea două. Primii doi oameni în stat, șeful statului și președintele Senatului, erau la câte o astfel de ceremonie. Asta e normalitatea? Adică, considerați că ar fi vreo legătură între acele huiduieli care s-au auzit în public și faptul că acești lideri politici nu se implică, de fapt, în problemele care îi dor pe oameni? Domnule Ponă. Și dacă nu se implică, n-aș spune nici nu s-au implicat în acest weekend, nu spun în general. N-aș spune nici despre președintele Băsescu că nu se implică. Uneori se implică prea mult și împotriva statutului sau afișei sale de preocupări, se preocupă și cei despre care vorbim și alții. Chestiunea este că nu se vede nimic. Sporul social care ne interesează cel mai mult și îi interesează cel mai mult pe oameni este nul. Trăim din ce în ce mai prost. Și guvernul a ajuns să facă un fel de recenzie permanentă a căderii noastre. Ceea ce nu este chiar rostul unui guvern. Eu cred că problema nu este să ni se explice de ce ne prăbușim, ci să încetinim prăbușirea, să o oprim și să ne relansăm normal, nu să avem creștere negativă. Cum se spun? Dacă intrăm în dicționar acum și căutăm creștere negativă, simțim că dicționarul în jurul nostru devine balamuc. Cum creștere negativă? Această creștere negativă se resimte în popor. Oamenii o duc din ce în ce mai greu. Și atunci cum prind pe unul sau pe altul, fără să știe neapărat că au făcut ceva direct din cauza pentru care le-au cerut voturile. Huidle, fluieră, s-a terminat termenul de garanție. Este prea târziu și trebuie găsite soluții radicale. Soluția este una sistemică. Dacă nu se redescoperă, dacă nu se repune în condițiile ei munca productivă, performantă, nu se face nimic. Noi nu putem trăi mărind în permanență impozitele, pentru că vor ajunge impozitele mai mari decât veniturile. Și înseamnă că o generație întreagă va rămâne datoare neantului. De-aia nu sunt neapărat introduși oamenii în problemele Băsescu, Joană, Vadim, dar ei știu că undeva acolo sus, unde sunt și acești oameni sau unii din acești oameni, se află soluția. Că de-aia i-au ales. Dacă nu promiteau ceea ce au promis în campania electorală, poate că n-ar fi atât de acute întrebările și atât de mare decepția, care este din ce în ce mai activă. O decepție activă, care poartă în ea sâmburile unei revolte iminente. Apropo de această chestie, permiteți-mi să vă dau un simplu exemplu. Ne-a venit de la telespectatori astăzi. Știți că a fost întreaga acea poveste cu profesorii care au întors spatele politicienilor la deschiderea anului școlar, nemulțumiți fiind de această nouă grilă unică. Ei bine, un profesor din București, din sectorul 1, ne-a scris astăzi. Urmăresc ceea ce se întâmplă în țară, pe micul ecran, dar vă dau un exemplu concret. În sectorul 1 nu s-au dat salariile și nici plățile pentru orele de bacalaureat. Mai mult, din datele făcute publice prin cancelariile școlilor, domnul primar Andrei Kiliman susține că nu are bani pentru salarii până în decembrie. Vrem și noi să știm dacă ne căutăm de lucru în altă parte sau dacă se deblochează această situație din învățământ. Ne scrie o doamnă profesor. L-am invitat alături de noi și pe domnul Kiliman, primarul sectorului 1. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Ce le răspundeți acestor oameni și dacă ei au dreptate, în primul rând, să ne spuneți? Nemulțumirea este justificată, însă cauza acestei nemulțumiri o reprezintă guvernul și Ministerul de Finanțe, care refuză să plătească salariile profesorilor din sectorul 1. E numai o situație pe care din sectorul 1? Da, pentru că plata salariilor nu este o sarcină a primăriei, este o sarcină exclusivă a Ministerului de Finanțe.
care transferă banii către... Acest lucru știm, dar noastră ați făcut precizarea pentru sectorul 1, adică să înțeleg că este eu discut de sectorul 1, că aici sunt primar. Înțeleg, iar în sectorul 1 se întâmplă lucrul ăsta. Capitale, înțeleg că se plătesc. De ce nu, nu se plătesc? Doamnă, cred că trebuie să-l întrebați de această chestiune pe ministrul de finanțe. Eu vă pot spune că așa cum s-or fi găsit bani pentru alte sectoare, putea să găsească bani și pentru sectorul 1. Văd că nu i-a găsit. Dacă nu i-are banii, înseamnă că este cazul să plece. Dacă are banii și nu vrea să-i dea pentru sectorul 1, și în această situație trebuie să plece. Este foarte clar că celelalte primării de sector sunt colorate și politic altminte, chestiune care s-ar putea să aibă o importanță în această situație. Eu i-am cerut, printr-o declarație de presă pe care am făcut-o vineri, domnului președinte Traian Băsescu să demită ministrul de finanțe pentru această situație pe care a creat-o profesorilor din sectorul 1. Concret, de când nu și-au încasat acești oameni salariile? Practic, luna august este parțial plătită în unele dintre școli. Și septembrie? Nici nu septembrie, vorba, octombrie, înțeleg. Noiembrie și decembrie nu există banii nici măcar prevăzuți. Dar n-are rost să intru în această chestiune. E o sarcină a ministerului. Ministrul de Finanțe trebuia să ia măsuri să rezolve această chestiune. Domnule primar, mă iertați, totuși este vorba despre 5.000 de profesori și, nu știu, multe școli din sectorul 1. Nu-mi dau seama câți elevi învață acolo, dar bănuiesc că un număr foarte mare. Domnule Sever Voinescu, e asta un duel politic din care pierde. Deci eu nu vreau să fac un duel politic și nu cred că e cazul să politizăm această chestiune. Păi, e o chestiune de administrare pe care trebuie să o, și de respectarea legii, care trebuie să pornească la ministrul de finanțe. În același timp, consider că este o bajocură la adresa locuitorilor sectorului 1, care reprezintă comunitatea, dacă vreți, cea mai eficientă din România, care dă țării peste 10% din produs intern brut. Tocmai asta îmi permiteam să-l întreb pe domnul Sever Voinescu. TVA-ul vine tot de acolo. Ori banii ăștia provin din TVA-ul colectat de Ministerul de Finanțe. Aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar întrebarea mai era că se poate de pertinentă. În acest duel politic, până la urmă, înțeleg. Nu e un duel politic. Ascultați-mă, domnule Chiliman, până la capăt. Dacă dumneavoastră ați afirmat în această emisiune că în celelalte sectoare se plătesc acești bani pentru că au primarii o anumită coloratură politică, ne-ați lăsat să înțelegem că în sectorul nu se plătesc acești bani, pentru că dumneavoastră sunteți PNL, iar domnul Pogea reprezintă Partidul Democrat Liberal. Și atunci eu îl întreb pe domnul Sever Voinescu, este posibil ca prin această logică să cadă la mijloc 5.000 de oameni, 5.000 de profesori? Absolut că este inacceptabil să cadă la mijloc 5.000 de profesori în orice logică și în orice confruntare politică, fără discuția asta. Numai că nu sunt în subiect, nu sunt în temă, vă mărturisesc, dar mi s-a părut bizar că domnul primar a spus că banii nu sunt prevăzuți, adică în buget nu există banii ăștia? Întrebați Ministerul de Finanțe, e vorba de bugetul Ministerului de Finanțe, care are exclusivitatea plății salariilor către profesori. Păi nu, dumneavoastră a spus că nu sunt prevăzuți, deci v-ați uitat. Dar și au prevăzut mai puțin bani decât trebuie pentru anul ăsta. Și n-are rost să intrăm în detalii, dacă vreți cifre și din astea nu o să ne înțeleagă nimeni la televizor, dar e vorba de sume foarte mari, iar ministerul de la începutul anului a alocat mai puțin bani decât trebuia. Am peste 16 scrisori pe care le-am trimis ministerului, ministrului și în alte, la altor autorități și n-am primit niciun răspuns. Vă mulțumesc foarte mult pentru această... Dați-mi voi să rămân, dacă se poate. Da, vă rog. Cred că, într-adevăr, este un comportament inadmisibil față de sectorul 1 și față de liberali, pentru că despre asta pare a fi vorba. Cred că față de profesori, în primul rând. Da, dar față de conducerea liberală a sectorului. Nu, da. Eu trăiesc în sectorul 1 și sunt obligat să fiu solidar cu dumneavoastră, atât ca primar ce sunteți, cât și ca profesor alături de ceilalți profesori. Vreau să fac însă precizarea, domnule Chiliman, că în cei 4 ani cât am fost senator de Hunedoara, am avut mari probleme cu obiceiul de acest fel ale PNL-ului. Să știți că și comportamentul liberalilor când pun mâna pe putere, cum se întâmplă în Hunedoara, este intolerabil. Fac la fel de multe abuzuri și cred că trebuie oprită în genere politica abuzurilor și politica de
plată și răsplată asupra unor oameni care n-au nicio vină. În genere, cred eu că dacă sunt 6 sectoare în capitală, toate 6 trebuie tratate egal. Totuși, situația e foarte gravă, cel puțin din ceea ce... De aceea am și prezentat, și mărturisesc că am avut... Haideți să ne informăm, puțin, să aflăm dacă putem afla de la Ministerul Finanțelor care este poziția, care e situația, pentru că poate lucrurile arată altfel. Chiar rog regia, dacă este posibil. Dacă avem posibil, și de acolo. Că nu, nu primesc evident, salariile. Fără îndoială, dar trebuie să vedem ce se întâmplă. Sigur, da, rog regia asta, să oferi, rezolvat. Dacă este sigur. Posibil, un punct de vedere din partea Ministrului Finanțelor sau un reprezentant al Ministerului. Recunosc că eu astăzi l-am sunat atât pe domnul ministru, cât și pe consilierea domniei sale. Nu au răspuns la telefon. Din păcate, asta a fost posibilitatea noastră de informare pe această speță. Eu aștept din aprilie răspuns la scrisorile pe care le-am primit Ministerului, prin care le-am semnalat această situație. Păi, dar și n-am primit niciun august. Răspuns. Ziceați că e din august. Poftim? Ziceați că din august a apărut. Da, dar eu știam că nu o să ajungă banii încă din aprilie. Da, banii pe care i-au programat dânsii pentru sector. Și la cele peste 16 scrisori nu mi-au răspuns niciodată. Singura conversație pe care am avut-o a fost vineri, după ce am ținut o declarație de presă pe acest subiect. Mi-a telefonat foarte nervos ministrul de finanțe, spunând că o să-mi trimeată un control, să vadă el cum e situația la sectorul 1. Îl invit să trimeată ce control vrea, pentru că nu aici e problema. Problema este la dânsul. Ar fi la mare păcat ca, într-adevăr, profesorii să fie victime, până la urmă, acestui duel politic justificat sau nu. Nu este un duel politic și n-am vrut să ajung aici, dar Ministerul de Finanțe are o obligație legală pe care trebuie să și-o respecte și nu o face. Bun, aș vrea puțin să ne reîntoarcem la situația de la care am pornit. Ați văzut vreau să mai fac o precizare. Foarte scurt, vă rog. În completare la ce am spus, am dat în judecată guvernul, am aici acțiunea pe care am intentat-o guvernului, Și sper ca guvernul să fie forțat de instanțele de judecată să plătească acești bani pentru cei din sectorul 1. Eu nu mă joc cu această chestiune. Bun, reîntorcându-ne la situația inițială, uitați o problemă cât se poate de concretă, dacă lucrurile stau așa, cum le explică domnul Chiliman, e grav să se întâmple asta și după aceea să ne ducem să încercăm să avem diverse apariții publice în diverse manifestări din țară, în care am văzut lumea a început să și huide pe politicieni și nu spun neapărat pe un politician, ci cred că este vorba despre mai toți. Întrebarea mea, plecând de la chestiunea profesorilor și ajungând la ceea ce se va întâmpla mâine în Parlamentul României, întrebarea de bază este dacă acolo chiar vom asista la o ședință care va avea ca efect o lege, asumarea guvernului pe o lege extrem de importantă, sau dacă nu vom asista tot așa la un fel de duel politic, pentru că nu pot să nu remarc în acest weekend au apărut informații din țară în care filiale ale PDL și PSD au rupt protocolul și au informat acest lucru oficial, să ne așteptăm mâine la o chestie similară în Parlament și îmi permit să adresez prima dată această întrebare domnului Diacon. Vreau să mai fac o precizare înainte. Huiduielile, că până la urmă temperatura unor gesturi guvernamentale de tipul ăsta și mult comentate în ultima vreme poate fi luată de huiduieli sau, mă rog, să zic, prima reacție ar fi asta. În ce privește Țebea este cu totul altceva, părerea mea. Acolo s-a jucat actul 3 din scrisoarea pierdută cu discursurile celor doi, fanfaronada cunoscută, și cu huiduielile ciracilor. La Țebea au fost un grup de ciraci, dacă ați observat, vorbesc de Țebea doar. Acolo era un singur, mă rog, vorbitor, era agreat, toți ceilalți erau huiduiți. Dar cine era acel agreat? Că eu una nu mi-am dat seama. Mai vedeți materialul odată, nu vreau să mă cobor. L-am mai văzut și am observat că toți erau huiduiți. Nu e adevărat. Dacă observați materialul, hai să mai vedem ceva imagini de acolo. Mă rog. Spuneți-ne. Nu vă spun pentru că nu vreau eu însumi să cobor acolo. Unde coboară acești domni care nu știu, sunt încărcați de autoritate, cu funcții cu tot. E o coborâre a autorității într-o zonă vulnerabilă, câteodată chiar vulgară, periculoasă. Ca să zic așa, faci baie de mulțime, dar e bine să ai costumul de baie pe tine. Când faci baie de mulțime, știți? Fără costum, pe mine acest lucru mă sperie. Acest lucru e vorba de autoritate, e vorba de fiecare dintre personajele pe care le tot vedeam, este un simbol al autorității. Ce faci cu ea?
O bagi oriunde, o duci oriunde, doar pur și simplu să, nu știu, festivalul, iertați-mă, Cașcavalea, cum se spune, domnule? Cașcavelei. Cașcavelei. În fine, nu știu ce să spun, eu nu m-aș duce acolo. Trebuie să apăr oamenii. Decât dacă m-aș fi născut în locul ăla, poate, și aveam eu niște amintiri dureroase sau nedureroase sau romantice despre cum mulgi vaca acolo, mai știu eu cum. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Autoritatea, nu știu, e obligată. La un anume comportament, un anume fel de comportament. Dar s-a intrat într-o modă. Și această modă este unde-s mai mulți oameni, hai și noi, hop și noi. Și atunci, bineînțeles că oamenii la un moment dat sunt ușor deranjați de lucrul ăsta. Când poți să pui mâna pe statuie, păi îi mai spui și ce trebuie, nu? Mă rog, domnule Voinescu. Eu fiind de la Ploiești, festivalul Cașcavelei desfășurându-se în Prahova, domnule senator, trebuie să subliniez importanța acestui moment, mai ales pentru locuitorii de acolo, din Valea Doftanei și din zona respectivă. În general vin oameni cu miile acolo. E ceva important pentru acea comunitate, foarte important. Faptul că președintele a apărut și a trecut pe acolo, repet, România asta până la urmă, doamne, e suma unor comunități. Corect. Ce e important pentru una, sigur, poate că nu e la fel de important pentru comunitatea din Huș sau din Drobeta, Turnul Severin. Dar președintele festival trebuie să fie atent cu aceste lucruri. Și faptul că s-a dus acolo, după părerea mea, e un lucru bun și e un lucru pe care un președinte trebuie să-l facă. Bun, dar ați văzut că acolo i-a fost fatală acea expresie celebră, să trăiți bine. A, nu, trebuie să vă spun ceva. Trebuie să vă spun ceva, ca unul din zonă. Informația pe care o am, apropo de Ciraci, de faptul că, așa este, asta am vrut să intervin și eu la Țebea, e vorba de o galerie plătită, să zic așa. Să știți că... Nu avem de unde știi asta. Am zis ca să zic așa. Plătită? Ca să zic așa. E greu de presupus că aduceți argumente. Bun. Deci o galerie care ține cu FECE Partidul România Mare, nu? Și atunci fluieră pe FECE PSD. Și fluieră pe FECE PSD. Bun. PDL. Da, vreau să... Nu, pe acolo PDL n-am văzut să încaseze. Cum să nu încaseze? A încasat, da, e adevărat. Pregătesc. Bun. Dar revin la povestea asta. Să știți că unul din oamenii care l-a apostrofat pe președinte la festivalul Cașcavești, noastră, în mod generos ați acoperit acel moment, fără să acoperiți și îmbulzeala entuziasta altora față de președinte, dar în fine, asta este. Dați-mi voie. Unul din acei domni este un viceprimar PNL al unei comune de peste deal. Adică vreau să vă spun că dacă mergem să vedem lucrurile în cheia asta... ...și gustat din bunătățile prezentate la târgul Cașcavelei. Ce se întâmplă? Nu, cred că a fost o greșeală din regie. Deci dacă vedem lucrurile în cheia asta și încercăm să găsim mereu motivații, e posibil, așa cum a spus bine domnul Mircea Diaconu, să vedem că atitudinea oamenilor, atitudinea genuină este mai degrabă una de, poate de oboseală, în vreme ce... protestatari între ghilimele, bun, posibil să fie oameni nici care aparțin altor confesiuni politice. Întrebare. Ce să ne așteptăm mâine apropo de această relație PSD-PDL? Pentru că am pornit de la profesor. De aceea o să-l întreb și pe domnul Păunescu. Putem anticipa o oarecare ruptură? La ce să ne așteptăm mâine? Ceea ce mi-a plăcut și m-a tulburat foarte tare în dramaturgia lui Dürrenmatt, era situația foarte specială în care oamenii se jucau de ceva și exact aia li se întâmpla. Eu mă tem că în politica românească suntem în pragul unui astfel de moment. Joaca de a despărțirea care se va lăsa cu despărțirea. N-am fost un entuziast al alianței celor două, al parteneriatului celor două partide. Însă, după ce lucrurile s-au produs, eu cred că mai degrabă am fi fost datori să conlucrăm, punând în valoare speranțele și puterile fiecăruia dintre noi și nu pândindu-ne. Ceea ce se întâmplă acum este jalnic și chiar dacă nu este declanșată în termenii drastici criza politică, noi o resimțim. Chiar chestiunea asta cu huiduelile este o criză politică. O să vedeți, nu vreau să fiu un ghicitor în stele și nici în pământ, dar o să vedeți că lucrurile vor merge în această direcție.
Acum sunt mulți care aplaudă, cum spune bine domnul Voinescu, dar și mulți care au început să atace, să huiduie, să fluiere. Va veni vremea când raportul se va inversa, pentru că nemulțumirile vor crește și fiecare dintre componenții clasei politice va potența pe inamicii inamicului, pe inamicii inamicului să meargă în această direcție. Firește, e de dorit ca lucrurile pe care le rostesc oamenii publici să se audă. Eu nu sunt așa de radical în privința discursului lui Vadim. Nu cred că... El a ținut discursuri de acest fel mereu la Țebea și mereu a avut un succes real, pentru că în unele privințe a răspuns întrebărilor și frământărilor oamenilor. Permiteți-mi să ne întoarcem puțin la subiectul anterior. Dar să termin fraza, că e important. Până la urmă, devin peremist. Păi nu, știți de ce? Că după, deci nu sunt virgulă. Sigur că sunt solidar cu Mircea Joană și cu Partidul Social Democrat, cu deosebire în momentul în care, pentru prima oară în viață, mi se recunoaște public o prioritate pe care tot felul de oameni au trecut-o cu vederea. Și ei se duc la locul respectiv cu aerul că ei au inventat acum chestia asta. Joana a avut tăria și știți că nu e o chestie simplă. Să fii membru, să fii liderul unui partid și să recunoști că în partidul tău sunt și valori. E, eu sunt solidar încă o dată cu el și sigur că îl sfătuiesc să nu intre în hâră de felul ăsta, în gherilă. Da, stați puțin la asta. Totuși, când vorbim de un loc ca Țebea, să ne asumăm, cum să spun, brevet de invenție pe locul ăsta, mi se pare totuși... Da, au fost niște manifestări pe care le-ați organizat, le-ați inițiat în legătură cu Țebea, dar Țebea e un loc magnetic din punct de vedere istoric, pentru că așa este, pentru că acolo e mormântul unui simbol național. Domnul, și... eu n-am zis că eu am inventat Țebea, am spus... că am redescoperit Țebea. A, atunci da. Păi dar nu, dacă ține asta, minte... Asta păi dacă am spus... minte, dar s-a tot păi... spus cuvântul inventat. Nu, domnule, dar ce... Domnul, dumneata, îmi dădeai mie impresia că îți dai seama că sunt om deștept. Nu, da, chiar pe cuvântul meu. Nu, serios, dar am vrut să... Păi de momentul am vorbit despre Ferdinand 1924, ce putea... Sau despre Ferdinand 22, despre 1924, Maria, de ce... Aș fi spus că eu am spus doar că am redescoperit acel loc și am bătătorit câteva decenii calea într-acolo. Și asta nu mi-a recunoscut-o nimeni. Ba mai mult, vine un tânăr ca domnul Voinescu și are și aerul că se îndoiește, că nu poate fi chiar așa. Nu, domnule, așa e. Când furnicile se jucau cu greierii din țărână, eu mergeam la Țebea. În septembrie, în fiecare mijloc de septembrie, cu Ioan Alexandru... Vi mai amintiți pe cei 5.000 de profesori din sectorul 1? Da. Permiteți-mi să spun și poziția Ministerului de Finanțe. Înțeleg că avem și un reprezentant al Ministerului pe telefon. Într-o poziție oficială, Ministerul de Finanțe nu a refuzat nicio deschidere de creditare bugetare pentru plata salariilor profesorilor, iar afirmațiile domnului Andrei Chiliman, primarul sectorului 1, sunt nefondate și aduc atingere imaginii instituției. Se precizează aici că pentru primăria sectorului 1 s-a acordat suma de 163.295 de lei pentru finanțarea de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat. Domnule Chiliman, ne-ați mințit? Habar n-au. Dezinformează cu tupeu. Au dat 119, 962. I-au mai adăugat și ce-au dat pentru persoane cu handicap, pentru însoțitori lor, pentru alte lucruri. Dar, sigur, nu cunosc subiectul și se vede lucrul ăsta. Permiteți-mi să îi dau cuvântul cuiva din Ministerul de Finanțe, pentru că nu pot să apăr eu această instituție. Înțeleg că este un secretar de stat în direct cu noi. Bună seara! Domnul Gherghina, înțeleg că este cu noi. Bună seara! Da. Îmi pare rău că domnul Chiliman încearcă să politizeze această problemă. Am vorbit și astăzi la telefon cu dânsul, l-am rugat să facă deschiderea de credite pentru a solicita suma care îi mai trebuie pentru plata acestor salarii. Vineri, de asemenea, s-a făcut o analiză cu reprezentanții dânșilor și cu reprezentanții Ministerului Învățământului și tot așa li s-a solicitat să facă deschiderea de credite, să stabilească suma necesară să facă deschiderea de credite. Dânsul vrea să politizeze acest aspect
să spună profesorilor că nu li se asigură banii și așa mai departe, e problema dânsului, dar îmi pare foarte rău că dezinformează cei 5.000 de profesori, dezinformează opinia publică. Întrebare, pentru că până la urmă ne-am pierdut și într-un soi de proceduri. Acești profesori ne-au scris astăzi că nu și-au primit banii. Pentru faptul că domnul Chiliman refuză să facă deschiderea de credite. Refuză să solicite acești bani, probabil că a creat-o special problema ca să fie profesorul nemulțumit. Este extrem de grav dacă domnul Chiliman face asta, face acest lucru. Eu n-am amintit că astăzi am vorbit la telefon și l-am rugat să dea drumul la deschiderea de credite și nu spune nimic de acest lucru și a ținut numai... O secundă, domnule Chiliman, e adevărat că nu vreți să deschideți acest credit? Deci cu domnul Gherghina am vorbit doar de diferența pe luna august astăzi. Nu, eu vă întreb direct, refuzați dumneavoastră să deschideți creditul? Da, de unde? Vineri cei de la finanțe au spus că nu o să mai vedem niciun leu până la sfârșitul anului, nimic de deschidere de credite. Sigur, domnul Gherghina are niște informații, dar nu le are pe toate și nu corecte. Dânsul e de bună credință, nu vreau să-l acuz pe domnul secretar de stat Gherghina de rea credință. Pentru că dânsul a manifestat toată bunăvoința, dar dânsul nu poate trece peste cei care hotărăsc în minister. Și nu e dânsul care hotărăsc. Domnul Chiliman, doar o clipă. Vedeți că sunt două versuri în Arghezii și toată pricina fusese Gherghina. Nu are legătură, domnul Chiliman, acest lucru. Sumele sunt aprobate prin legea bugetului, prin anexă pentru municipiul București, deci nu pe sectoare. De la municipiul București se repartizează pe sectoare sumele respective. Domnul ministru nu are nicio legătură cu această problemă că nu dă dânsul și așa mai departe. Bun, și atunci unde sunt banii, domnul Gherghina? Exact, bună întrebare. Unde sunt banii? Unde sunt banii? Dar răspunsul după o scurtă pauză publicitară, domnule Gherghina. Și apropo, mai întreb o dată pe telespectatori, în această situație, ce credeți că ar trebui să pățească un politician dacă prin acest del 5.000 de oameni rămân fără salariu? Răspunsurile le aștept de la dumneavoastră. Acum scena cu Baiezid. Tu ești Mircea! Nu. Vorba scurtă, sărăcia omului. Stai la povești pentru că ai 600 de minute și 600 de SMS-uri în rețea, plus 30 de minute naționale și internaționale cu doar 3,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Dacă toți copiii ar putea să-și creeze ciocolata preferată, exact așa ar face-o. O ciocolățică pe măsura lor cu miez de lapte. Prin urmare, Kinder a creat o ciocolată exact pe gustul lor. Ciocolata Kinder, creată special pentru copii. L is for the way you look at me. Îi adun la masă pe toți pofticioșii tăi dragi cu noul pachet de telemea Hochland de 350 de grame. Ai mai multă telemea delicioasă pe care să o împarți cu toată familia. Hochland, bucuria gustului. Mamei mele îi place să facă lucrurile de două ori. Dar am văzut că nu-i place deloc să spele rufele de două ori. Până într-o zi când mătușa a venit pe la noi. Încearcă azi. AS îndepărtează de la prima spălare pete care nu dispar nici după două spălări cu un detergent obișnuit. Acum, mama poate face lucrurile de două ori numai când îi place. AS, albul pur, albul sigur, de la prima spălare. Bun, ceva dulce. Direct la frigiderul cu produse proaspete. Iată-i și pe micii poznași. Cei mici iubesc Kinder Pingui pentru gustul său irezistibil, crema de lapte și glazura crocantă de ciocolată. Kinder Pingui, hrănitoare ca o gustare, adorată ca o înghețată. Știm că nu-i ușor să-i oferi copilului tău cei mai buni pentru a crește sănătos. Acum ai un nou mod de a te bucura de Danonino. Noul Danonino iaurt la prețul de doar 1,2 lei. Comparativ cu alte iaurturi, Danonino iaurt conține atât calciu cât și vitamina D, care ajută la o mai bună absorpție a calciului pentru ca acesta să ajungă în oase. Încearcă noul iaurt Danonino, accesibil și gustos. Danonino, oase puternice, creștere sănătoasă. Se apropie! E vedeta sezonului! Mult așteptată! Fără alte prezentări! Timbar limonadă, răcoare și savoare într-o limonadă tare.
Money.ro, un portal de business revoluționar, este acum online. Conectează-te pe www.money.ro, portalul de business garantat de grupul Realitatea Cațavencu. Economia României este acum într-un singur loc. Money.ro. Aici e toată lumea business. Viena, doar la un pas de vals. Călătorește direct din București către Viena de la 46 de euro. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la call center 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Pentru el e o joacă, pentru tine un motiv de îngrijorare. Pentru el e un mod de a-și arăta prietenia. Pentru tine, o sursă de microbi care îi pot solicita sistemul natural de apărare. Dă-i un Actimel în fiecare zi. Pentru el e delicios, iar tu îl ajut să aibă un organism mai rezistent. Datorită Actimel cu L-Casei Immunitas, sistemul natural de apărare al copilului tău este mai puternic și mai pregătit să facă față microbilor. Actimel. Unic. Demonstrat. Ajută apărarea naturală a organismului. Când dau poftă de gustare, copiii visează la cele mai savuroase prăjituri. Din ouă, făină de grâu foarte fină, lapte bun și cacao delicioasă. Iată de ce Kinder Delis a folosit toate aceste ingrediente. Prăjitura cu adevărat hrănitoare pentru marile plăceri ale celor mici. Kinder Delis. Un gust de vis. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutri-Day Delicios, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Lo Spacio te îmbracă la 4 ace. Un pahar cu apă, vă rog. Succes! Modexpo, 17-20 septembrie, numai la Romexpo. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my hair on your shoulder. Scrânung, puterea Alintaromei. Unde trăiesc urși și panda? Cum pot avea grijă de cățelușul meu? Dar caii, ce mănâncă? Animalele Planetei, prima enciclopedie completă despre animale pentru întreaga familie. Află totul despre fascinanta lume animalelor. Învață cum să fii veterinar, fă-ți un nou prieten și ai grijă de el. Păstrează fiecare număr în biblioraftul seriei. Animalele Planetei, primul număr la doar 2,99 lei de bani. Acum la chioșcuri, de la De Agostini. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Domnilor și domnilor, am revenit. Le mai ofer un minut invitaților Andrei Chiliman și secretarul de stat Gherghina din Ministerul de Finanțe să clarifice povestea celor 5.000 de profesori din sectorul 1 care au rămas fără salarii. Întrebarea domnului Chiliman către domnul Gherghina înainte de publicitate. Unde sunt banii? Unde sunt banii, domnule Gherghina? La trezoreria municipiului București. De ce există? Sunt alocați. Sunt alocați, sunt în anexa la legea bugetului pe acest an pentru municipiul București. Trezoreria municipiului împarte pe cele 6 sectoare ale municipiului București să fac și redistribuiri. Domnule Chiliman, ce lipsește? Dar domnul Chiliman trebuia să-i solicite din... Eu vă spun că Ministerul de Finanțe a alocat pentru profesor 119 și nu 162, așa cum a spus domnul Gherghina. Am documente în sensul ăsta. Îmi pare foarte rău că... Și domnul Gherghina nu poate să susțină cu documente ceea ce spune, dar nu e vina dânsului, ci a celor care i-au dat informația pentru astăzi seara. Am o propunere în emisiunea de mâine. Promit că revenim la această chestiune pentru că eu una n-am mai văzut. Adică n-am mai simțit ceva la asemenea dimensiune încât 5.000 de oameni să rămână fără bani în condițiile în care, teoretic, acești bani ar exista. Le mulțumesc ambilor invitați și aș vrea să ne reîntoarcem la povestea noastră. De ce îi huiduie oamenii pe politicieni atunci când ajung la
o comemorare la un festival și înainte de a-mi răspunde, rog regia să ne mai ofere câteva imagini pentru că astăzi a fost deschiderea de an școlar și am avut acolo un moment inedit. N-aș vrea să-l pierdem la nivel de imagine momentul în care domnul Mazăre s-a dus să deschidă anul școlar. Vă rog. Domnule Diacon. De ce-i huiduie? Două motive. Odată ca o motive, mă rog, vizibile chiar din viața de zi cu zi și al doilea pentru că dânsii se pun în această postură și e un lux, dacă vreți, să-l ai la îndemână pe șeful statului și să-l huidui până la urmă. Și întrebarea mea este ce șef al statului mai este dacă se așează pur și simplu la îndemâna unei huiduieli, mai ales că parcă, nu știu cum să spun, și vremurile sunt ciudate, situația este acută, nu știu, există o protecție a autorității, ești purtătorul unei autorități. Nu trebuie să o folosești, cum să spun eu, ca pe o haină de zi cu zi. Asta se întâmplă, din păcate. Nu-și înțeleg importanța, vorbesc de oamenii politici, nu numai de președintele țării. Deci nu te pui în astfel de situații când ești purtătorul unei autorități, unei importanțe pe care o ai sau ți-o dai. Da, eu cred că mai degrabă trebuie sporite contactele politicienilor cu oamenii, cu toate riscurile, inclusiv acela al fluierăturii. Aici mă despart de Mircea Diaconu și cred că și în restul lumii lucrurile stau la fel. Dar la noi acumularea de sărbători la care se petrec huiduielile respective ne dă impresia că e un fenomen rar și care apare foarte ciudat în istorie. Nu. Fluierătura, huiduiala reprezintă o emanații joase ale respirației. Dar ele nu sunt nenaturale. Vreau să vă reamintesc faptul că în ultimul an de domnie, domnul Jivkov interzisese laudele la adresa lui în Partidul Comunist Bulgar și în Bulgaria. Dar cu ocazia asta interzisese și criticile. Eu cred că mai bine să se verse focul oamenilor în întâlniri normale, nu la sărbători, nu la Avramiancu, e adevărat, să se reverse focul lor, necazurile lor asupra politicienilor, așa cum este reglementată democrația noastră, acum chiar prin aceste colegii, să se întâlnească în mod normal, să se atace, să polemizeze și să-și spună reproșurile pe care și le au de făcut, dar să se creeze o atmosferă de normalitate. Domnule Severvoinescu, 30 de secunde. 30 de secunde. Doamne, eu cred că oamenii huiduie, cei care huiduie genuin și nu puși de alții, dintr-un motiv simplu. Politicienii fac politică de joasă, speță pe socoteala lor. Iar ce am văzut astăzi cu domnul Chiliman și cu domnul Gherghina este exact asta. Până la urmă ne-am lămurit că banii există, dar ați văzut că domnul Chiliman spunea, nu domnul Gherghina că e de la PSD, alții, adică ministru, PDL e o problemă. Și domnul Gherghina, în mod corect, a asumat chestia asta în numele ministerului. Doamnă, și 5.000 de oameni nu-și iau salariile. Din cauza asta, huiduie, doamnă. Pentru că oamenii ăștia fac politică de joasă speță pe socoteala lor. Și au dreptate să huiduie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, domnilor și domnilor. Noi ne oprim aici, rămâneți în realitate și nu ratați știrile orelor 20. Vreau și o dedicație pentru prietena mea, DJ Project, ai? La Cosmote primești mai mult decât te aștepți. Acum îți oferim 800 de minute și 800 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale. Totul cu 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Combinațiile uimitoare fac viața mai frumoasă. La fel și Nesty, un mix din fructe delicioase și bunătatea ceaiului. Nesty, combinația care te inspiră. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my hair on your shoulder. Seaside in the fall.
Scrânung, puterea alinta Romei. Performanțele reale ale unui telefon cu cameră nu ies în evidență atunci când faci fotografiile, ci atunci când le privești. Descoperă realitatea. Ca U990i de la LG, acum la cel mai bun preț în magazinele Orange și pe www.orange.ro. În plus, ai până la 40% reducere la accesoriile compatibile. LG, life's good! Respirație proaspătă cu numai 2 calorii. Tic-tac, nu se știe niciodată. Viena, doar la un pas de vals. Călătorește direct din București către Viena de la 46 de euro. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la call center 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Cea mai fină plăcere vine din Alpi. Iar cu fiecare bucățică de Milka, vei simți că ești chiar acolo. Milka, gustul care te duce în Alpi. Cea mai tare ofertă cu un leu. Ia-ți pachetul de televiziune și telefonie de la UPC cu doar 1 leu și 19 bani pe zi. Comanda acum la 031 100 1000. Arată că ești fenomenal. Aleargă în cea mai lungă ștafetă din lume, Turul Fenomenal Gillette. Din 21 septembrie, înscrie-te și tu acum pe www.fenomenal.ro. De la Gillette Fusion Power Phenom. Molile îți atacă hainele tot anul. Descoperă Raid 4 anotimpuri. Forme decorative și parfumuri delicate care se schimbă odată cu anotimpurile. Raid îți protejează hainele de moli pe tot parcursul anului. Raid 4 anotimpuri. 4 anotimpuri, 4 forme de protecție. Cei mai mulți copii pornesc în viață plini de entuziasm, cu vise mari. Vreau să fiu astronaut. Vreau să fiu balerină. Alții însă nu se pot bucura de visele lor. Dăruiește copiilor cu malformații cardiace șansa să-și îndeplinească visele. Poți contribui la utilarea unei secții specializate de la Spitalul Marie Curie din București, cumpărând produsele participante la campania Șansă la viață, șansă la noi amintiri de la Interex. Stai deoparte sau te implici? Ales să ne implicăm în viața românilor, zi de zi. Împreună am ridicat 6 parcuri. Am făcut România mai verde cu peste 200.000 de arbori. Am reconstruit peste 100 de case și 4 școli. Nu e mereu ușor, dar împreună vrem să mergem mai departe. Pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Uf, gata, în sfârșit e curat. Ba nu e. Cum așa? Șampoanele obișnuite curăță covorul doar la suprafață, dar asta folosesc mereu. Nu-și face treaba. Uite, murdăria rămâne în profunzimea covorului. De aceea a fost creat Vanish Oxi Action Intelligence Plus, cel mai bun șampon pentru covoare. Spuma pătrunde în profunzimea covorului, înlăturând murdăria. Un șampon obișnuit curăță doar la suprafață. Noul Vanish curăță perfect. În plus, pentru că este concentrat, Vanish e mai economic. Hai să vedem! Față de un șampon obișnuit pentru covoare, șamponul Vanish spală de două ori mai mult. Acum ce zici? M-am convins. Vanish e cu adevărat avantajos.